Salut, dragi oameni buni, bine ați venit! Salut, dragi oameni buni, eu sunt Nelu Cortea și azi avem din nou un unboxing. Emisiunea care scoate chestii din cutii și ne mirăm de ele. Astăzi avem un pachet pe care l-am primit din Germania, prin Amazon. Bun, așadar. Aici, de fapt, sunt două device-uri, gadget-uri. Sunt două chestii, doar că pe ăsta mic, pe ăsta mic îl păstrăm pentru altă dată. Ia să vedem. De fapt, chestia asta, eu am luat-o cadou pentru cineva. Nu vă zic pentru cine. Pentru Bordea. Dar chiar vreau să verific, înainte să-i o dau, vreau să verific că totul e ok, pentru că, na, n-am văzut-o, n-am garanție la aia, îți dai seama, e în Germania, așa că vreau să-i dau omului o chestie deja funcțională și foarte românesc din partea mea să deschid deja cadoul cuiva. Foarte românesc. Ah, cream că e mai... Ok! Aici avem device-ul, gadget-ul. Chemion sau Chemion. Turn your light on. Chestia asta am văzut-o pe un canal din afară. I-a făcut unboxing cu ceva vreme și la noi n-am văzut, n-am găsit nicăieri și am zis: e, acum cum desfac eu ăsta în așa fel încât să nu pară că l-am desfăcut? Pentru că o să vreau să îl dau lui Bordea după aia. Bordea, nu te super, nu? Alo, mă auzi? Da. Ce faci, nu? Mănânc. Poftă mare. Auzi, ți-am luat o chestie de ziua ta, ți-am cumpărat-o din afară, dar nu știu exact cum e. Poți să o desfac să văd sigur că merge totul? Super. Da, bineînțeles. Da? Bine, că o să și filmez că desfac. Bun, și acum că avem binecuvântarea domnului Bordea, vom continua. A desfăcut-o cu damage minim. Ce avem aici? Manual Chemion. Mă rog, manuale de instrucțiuni pe care de obicei românul nu le citește. Oh, bun, asta ajută mult. Do not expose. Deci să nu îl expui la apă și nisip. Deci n-ai voie la plajă. Să nu-l scapi de la distanță. De la distanță. Cum să-l scapi de la distanță? Nu-l expune la flacără deschisă. Chiar asta vreau să fac. Chemionul ăsta, mă fi. Cine are nevoie, domnule, de... ce tare că vine cu bateriile deja aici. Și are și o... are un chiloțel. Ce drăguț că are chiloțel, are baterii și burete, avem burete și ochelarii care sunt mult mai mari decât mă așteptam. Mamă, sunt enormi. Ideea e în felul următor, ăștia au niște LED-uri pe un strat, da? Și iar celălalt strat e cu găuri în așa fel încât să poți să vezi ceva. Nu o să vezi foarte bine, adică nu recomand la condus ochelarii ăștia. În schimb, cred că o să fie foarte mișto. Nu o să-i dezlipesc folia, o să las pe Bordea să aibă plăcerea asta. Ah, bine că i-am mânjit deja. Super! Ah, și mai avem un fel de strap, cred, care vine ca să nu cadă. Da, mă, bravo. Ok. Păi și cum? Păi și cum îi pui, frate, dacă ai... Da, hai fără. A, ba nu, e ok. Scuze, Catalina. Stai, i-a ieșit capacul de la baterie. E ok, totul e safe. Sunt un desfăcător de cutii profesionist. Bun, deci aparent aici intră bateriile. Teoretic, băieții ăștia ar trebui să lumineze în straturile astea de LED. Nu știu dacă se văd pe cameră.
au niște straturi de LED în zona asta și LED-urile alea se aprind și le poți programa să se aprindă cum vrei tu. E și o aplicație pe care o să vedem imediat. Hai să-i punem bateriile acum să vedem care e treaba. Ok, am pus bateriile. Are un buton aici. S-a zis ceva. What the fuck? Opa! Băi, ești bun! Deci, ce arată? Ok. Bun! Bă, nu vezi super rău prin ei, adică dacă chiar vrei să ieși un pic în evidență, te prostești într-un clip sau un Instastory, cred că sunt foarte mișto ăștia. Hai să vedem ce zic instrucțiunile totuși, că nu știu ce să fac cu ei. Stai așa, trebuie să cauți aplicația Chemion în App Store sau Google Play. Yeah! Oh, ce dat s-a instalat, ia să vedem. Connecting to Chemion, uite că l-a recunoscut deja, B55D. Ah, el îți zice exact cum se numește ca să știi cu ce să te conectezi. Link. Connecting, connected. Oh, ok. Text. Yeah, cool. Cool! Ce tare! Ah, cât de tare! Deci poți să scrii ce vrei pe ei pe lângă asta poți să faci să se miște cum vrei. Ia trebuie să văd altceva. Oh, nu vreau să zic nimic, doar na. Hai să vedem ce mai putem face cu el. Ah, poți să creezi tu! Deci poți să faci ce pattern vrei tu. Ia. Ok. Am făcut o... poți să-l miști. Deci poți să faci textul să se miște, dacă vrei. Ce drăguț. Fata, cred că îmi place. Bă, și ce e foarte tare că chiar nu te deranjează la ochi. Adică, mă rog, te deranjează barele negre pe care le vezi un pic în câmpul vizual, dar LED-urile le vezi foarte puțin. O să vă las un link în descriere de pe Amazon.de, de unde l-am luat eu. Nu sunt foarte scumpi, cu transport, cu tot, am ajuns undeva la 400 și ceva de lei. Nu trebuie să zic cât am dat pe cadou. Dar nici zic lui, vă zic vouă. Sunt fel de snake. Ok. Ce mai avem? Dar ceva Christmas-i n-avem? Ia să vedem. Bă, dai, e fain să văd picioare. Chiar îmi place, nu știu dacă îi mai dau. Și are niște preset-uri pe care le poți face fără să instalezi aplicația. La mulți ani! Me love you long time. Dacă nu știi cum să abordezi o fată și cuvintele îți vin greu pe gură, poți să, na, să le pui pe ochi. Cam ăștia sunt ochelarii Chemion, mi se par foarte distractivi. Dacă vrei să cumpărați cadou cuiva, nu uitați link-ul în descriere. Și, na, la mulți ani, Cătăline, te pupă fratele tău, ne vedem la podcast. Nu uitați să dați subscribe și share. O să mai facem clipuri funny și mișto, o să mai facem sketch-uri, o să mai facem o groază de chestii pe canalul ăsta. Așa că stați calmi. Chestiile astea sunt doar un bonus cu tâmpenii care mai îmi plac mie. Data viitoare, deci în cutiuța aia mică am o chestie și mai tâmpită și mai inutilă. Na, sper că v-a plăcut clipul. Până data viitoare, vă pup și ne mai auzim. Hai, aveți grijă, țineți tare, fiți liberi, luptați super fiți neliști. Bine, dragi oameni buni, vă urez sărbători fericite alături de cei dragi, an nou fericit și ne mai auzim. Ciao. Pa.